Trebuie să mă duc la Ioana Stoare cu cele. Păi când serenade. Am auzit că stă și aia tot la etajul 4, dar undeva cu sectorul 5, că am stâmbit. Dacă remember the time, că mi-a arătat și buletinul 4 ani, că dacă sunt politic, trebuie să certifice. Dar când a văzut că îi citesc cadrul ăsta, s-a speriat la timp. Și am memorizat-o la creier. Din la tot să fii bun, că ai memoris. Și deci mă duc la pizdă și cât se remande la cupon. Da, invers, că trebuia parcă stai, nu, exact, ca Romeo și Julieta. Ea trebuie să stea la balcon ca Ceaușescu. Să stea cu telefonul să vorbesc eu cu Andrei, alo, alo. Și trebuie să mă duc cu zdringhi, zdringhi la vată. Andrei zice, bă, se aude un zdringhi, zdringhi, ce pula mea e acolo? Ce a venit cu bidon. A venit cu bidon, dar cu un bidon. Nu știu, a venit Răzvan și Vidra. Cum? Nu știu. I-a dat păsărică la cocoșel? Aia nu? Nu spune fetilițe. Aolo, zice Andrei, îmi vine să-mi tai pula. I-a dat păsărică. Și a trebuit să-i dau și eu telefon. De ce? Ca să-i zic ca să cadă în pulă. Și n-a căzut în pulă, nu? Că i-am promis că-i dau 10.000 de euro dacă cade în pulă. Și ce? Păi, eu vreau să-i dau 10.000 de euro, dar trebuie să cadă în pulă. Aia, păi stai mă, că ăsta cade în toate direcțiile. Cade și în cap, cade și în aia. În pulă. Păi vrei să-i jupă în pula? Păi stai seama că tot iubesc, eu vreau să-i și-o rupă. Ia la bă, și nu fie geopatologie, geologie distractivă, într-adevăr e ruper de pulă. Și n-ai reușit cu păsăricuța ta? Eu că și neliști, iar pe Ioana vreau să fac un copil. Anul trecut o apucase nebunia de copil face. Vreau copil. Anul ăsta nu știu dacă mai vreau copil. Păi, fată, anul ăsta sunt pregătit. Sunt aproape călugări. Mi-a fiert coailii. Am o răscoapte, dar să vrei face copil. Dar o să vreau să fie copil chelios. Că altfel nu recunosc. Fac și eu ca tata, nu e copilul meu. Dacă iese cu floci pe el, sigur iese cu floci. Vreau să fie chelios. Deci, iau copil și după aia și un pic. Și îl fac chelios. Păi dacă e fată, n-are nimic și dacă e fată, o faci închelioasă. Cum? Skinhead? Ce original! Să lucreze la albine, că de obicei albine îmi place fumătorii. Ce vești la albine, mamă, alea sunt foarte sensibile la miros. Dacă ești fumător, ai băricură. Ce-i răi eu? Costumațele la lui Yuri Gagarin. Alu.
Bă, să-mi fac pula zi, frate, tu că e cosmonaut. Înseamnă că tata tu nu fumează de poate să stea în bicinicor. Tata tu era Cătălin Botezov, să stea spre păr. Ăla dă și carnea bătrânea nouă. Albina nici măcar nu mai pupă că băi știe mirosul lui ăla bătrânul de mult. Nu îl mai întreabă pe ăla. El lasă în pace. Dar pe ăsta tânărul zice, aolă, Marijoana. Ăla îl vin din mafie. Îl vin din mafie. Și albinii poate nu le place Biu din mafie. E hard rockăriță. Nu e hip-hopăriță. O să zice, bă, Biu din mafie. Ce plăcut. Ăla, aaa, o trage la folie. Îți opt calminele pe el, băi, îți băgăm acum. Ăla vreau, nu vreau injecție. Îl băgăm, băgăm perfuz în capul pui. Nu vreau perfuz în capul pui. Ia uite, ăsta nu vrea. E primul bărbat care nu vrea. Băi, mi se scoală pizdea. A zice la Albina originală. Mamă, eu am fost să înțepa și de Albina și de Bine. La vieții sunt la vieții de Bine. Mamă, e tare nescu. Așa se mișcă la vieții. Mamă, când vedea în gagicii, tăbărea pe băiat. Mamă și meninul de Vespă e mai al dracu ca ăla de Albina. Îi se face o bășică de aia. Poți să și mori dacă ai pis de la plămâni, faci o chestie alergică de bălești pula. Dar la băiat nimic. Mi se făcea un bubulei de la mare. Ziceam, aolo, să-mi fac planile. Și sunt nervoase rău la pizdă. Și Vespa supraviețuiește, nu e ca albina. O albină, dacă te înțeapă odată, își pierdea curul. Și se rupe curul. E gata, a belit pula. Aia are one trigger, atât. Păi când vezi pa, te înțeapă de câte vrea pizda ei. Și e mai drag, e făcut această rugător. Vă gămea și pula în vezi pa. Înțepa la băiat. Și eu încercam să nu înțeleg pe soare, dar păi ce? Îi dădeam cu fumul, la față. Știa nu cum să lucrez cu fertilitate. Beleam vacă, mă duceam în fată. Și mă înțepau fule în gură. Și mă durea. Ziceam, aolă, băgarnea și pula, iar m-a înțepat Vespa. Tu-ți Vespa, mă,